Banul. Da, el este foarte important, sunt de acord. E greu, e foarte greu să inițiezi o afacere la noi în țară, deoarece mereu caută cineva să pună piedici. Ce ar trebui să știe un make-up artist începător? Lucrările finale au durat o noapte. Acum vorbim despre deschiderea propriului business în Republica Moldova. Este costisitor acest lucru? Instabilitatea, atât economică, cât și politică, cât și socială. Am ales apoi să fac drept și administrație, prima facultate, a doua era limbi moderne aplicate, pe care, cu părere de rău, nu am finisat-o deoarece... Cum privești concurența pe această piață? E un cuvânt urât. Vai, de ce frumos a așezat fondul de ten, ce ai pus? Ei, cazuri din astea se întâmplă cam în fiecare zi. Vă salutăm, stimați prieteni, și vă spunem bine ați venit la emisiunea Direcția Succes, o emisiune în care descoperim pe cei care au reușit să se dezvolte în Republica Moldova. Astăzi vorbim despre frumusețe, despre make-up și stil, împreună cu Ciuta Cristina, fondatoarea acestui minunat local în care suntem acum. Salut, Cristina! Salutare! Mersi că ai acceptat. Pentru început, aș vrea să te rog să te prezinți pe tine ca persoană și apoi ca profesionist. Da, bună ziua tuturor! În primul rând vreau să-ți mulțumesc ție, Marius, pentru invitație și să știți că am mari emoții deoarece este primul meu interviu. Deci mă numesc Cristina Ciuta, după cum s-a menționat. Sunt o femeie fericită deoarece la vârsta pe care o am de 26 de ani mă pot numi o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Am un lucru care din hobby a devenit meseria mea de bază și o meserie pe care o îndeplinesc cu mare drag. Am familia dragă care mă susține și fac ceea ce iubesc, ceea ce îmi place. Dar de unde această pasiune pentru frumusețe și make-up? Păi, pasiunea cred că încă e din mica vârstă pe care o aveam la liceu încă, la gimnaziu, apoi la liceu. A început totul cu o mică plăcere față de arta frumosului, după care, na, dintr-un mic curs, așa, ca pentru mine, s-a dezvoltat și a devenit meseria de bază. Și de cât timp vă ocupați cu asta la nivel profesionist? Păi, de mai bine de 8 ani. Mulți înainte. Mulțumesc. Și cum ați ajuns să transformați asta din hobby în meserie? Da, deci spuneam, pentru început a fost un cadou de ziua mea de naștere, studierea unui curs, ca pentru mine să știu, ca orice fată, ca orice femeie, să se machieze, să se trucheze un pic la mici evenimente. După care am îndrăgit această meserie, acest hobby și am zis să merg mai departe. Pe atunci încă era doar la început această frumoasă meserie, era ceva nou pe piața noastră și o făceau puțini, da? O făceau puțin și printre cei puțini se număra și profesoara mea din tâi, Irina, salutare Irina dacă mă privește. Îi mulțumesc ei că mi-a pus bazele acestei meserii frumoase și mi-a insuflat plăcerea și dorința de a merge mai departe în această cale foarte frumoasă. Consider că make-up-ul este artă sau... La sigur! Este o artă, machiajul este o artă și însăși denumirea de make-up artist, nu un simplu vizajist, da? E ceva mult mai larg, deoarece nu e matematică că 2 plus 2 face 4 și atât, da? Aici trebuie să ai o imaginație frumoasă, largă, să știi să vezi o imagine, nu doar un machiaj. Ce abilități practice necesită această meserie? Deci i-aș spune că e un ansamblu de meserii, da? Pentru că pe lângă faptul că ești doar un make-up artist, combini încă multe alte meserii. Deci trebuie în primul rând să fii, cred că,
un psiholog foarte, foarte bun, da? Deoarece de multe ori clientul atunci când îți pășește pragul salonului vine la tine nu doar ca la meșter, da? Dar ca la o persoană în care are încredere. Și de aici totul pornește. Deci comunicarea este foarte importantă în acest domeniu și este important ca să satisfaci clientul nu doar făcându-i machiajul de care are nevoie, dar să fie o satisfacție sufletească, să fie o persoană fericită din toate punctele de vedere atunci când iese de pe această ușă. Pentru mine, în orice caz, este foarte important acest lucru. Povestește-ne despre parcursul tău profesional. La moment ne aflăm în această locație de 2 ani, însă înainte de această locație am mai avut încă alte 2 locații și treptat de la mai mic la mai mare la mai mare. Primul meu studio a fost unul foarte micuț, cred că 3x3. Și țin minte chiar și acum câte emoții am avut atunci când am deschis acel studio micuț, pentru că îmi doream ceva cât de mic, dar să fie al meu, da? Să nu mai fac ceea ce făceam acasă, pentru că era destul de dificil. Am ajuns la un moment când mi-am dat seama că nu mai pot face asta acasă. Trebuie să mergem mai înainte, da, să ne dezvoltăm. Atunci am deschis pentru prima oară un mic studio în care îmi desfășuram activitatea jumătate de zi, deoarece prima jumătate eram la facultate, după care mergeam acolo și era un relax pentru mine. Apoi, din mica încăpere, am decis să deschid o încăpere un pic mai mare și atunci i-am propus colegii mele, Natalia Niculiță, să-mi fie parteneră de serviciu. Da, au fost momente interesante. Am început a lucra împreună, deoarece cred că vă dați seama că atunci când vine o mireasă, da, ea are nevoie totuși să fie totul pe loc, e mult mai comod, da? Și ne-am regăsit una pe alta, am început a lucra împreună, ea coafuri, eu machiaje, ore matinale de la 5 dimineața. E ceva frumos, plăcut, dar sigur că și obositor. Însă când faci ceea ce îți place, oboseala nu se simte așa tare. Și avem la moment și o fetiță cu manicură-pedicură. Deci câte un pic ne lărgem. Dar anume acest salon, cât de complicat a fost să-l deschizi? Păi să știi că lucrările finale au durat o noapte. Da, deci seara am încărcat mobilierul din vechea locație și dimineața am avut deja mireasa aici. Îl iei în arendă sau este chiar al tău? La moment este în chirie. Vă dați seama că să-ți cumpere o încăpere la noi în țară este destul de dificil și nici nu știu dacă se merită la moment, ținând cont de situația în care ne aflăm și de instabilitatea atât economică, cât și politică, cât și socială. La moment încă nu vreau să risc. Cum ați decis să învățați și pe alții să facă această artă a frumosului? Anume Academia de Make-up. Știi, de mică mă jucam în jocuri de școală. Da. Eram mereu profesoară. Mereu eu aveam acasă un catalog în care puneam note, în care îmi făceam conspecte. Și era un vis al meu să devin profesoară. Da? După care, având deja meseria pe care o am, prima dată a fost o rugăminte de a unei prietene să o învăț, la care nu am putut să refuz. Apoi zic, de ce nu să merg mai departe și cu aceasta, fiindcă era cererea, da? Și să vă spun sincer, îmi place să învăț și pe alții. Eu consider că un adevărat profesionist este cel care știe să se împărtășească cu cunoștințele pe care le are și doar atunci va fi o persoană respectată și stimată. Ce te inspiră în activitatea pe care o duci? Pasiunea pentru frumos. Aceasta este ceea ce mă inspiră. Mă inspiră persoanele cu adevărat profesioniste care își desfășoară activitatea din suflet, cu mare străduință, cu responsabilitate și
iubesc persoanele care au căpătat ceva în viață datorită propriilor forțe. Cum privești concurența pe această piață? E un cuvânt urât. Sincer, pentru mine e un cuvânt foarte urât, concurența. Eu consider că o persoană cu adevărat profesionistă, în primul rând, nu are timp să se gândească la concurență, iar în al doilea rând, eu cred că pur și simplu ea nu trebuie să existe. De ce să nu existe cuvântul colaborare? Colaborare, corect, în loc de concurență. Oricum, fiecare meșter își are clienții săi. Oricum, fiecare meșter face clienților ceea ce personal le place, da? Și fiecare meșter are categoria sa de clienți. Dacă clientului îi plac machiajele mai naturale, mai finuțe, mai estetice, sigur că va merge la un meșter care asta face. Și invers, da? Cineva iubește machiajele mai stringente, mai accentuate, mai colorate, va merge la un meșter care face asta. Dar tu de care preferi, de care tip de machiaj preferi? Eu sunt pentru naturalețe. Deci asta este și în tendințe și mi-am dorit de mult să apară asta în tendințe, fiindcă era perioada când mulți încă nu înțelegeau acest lucru, da, își doreau totuși machiajul să fie cât de mult accentuate, să se vadă, și eu mă bucur enorm că a ajuns și naturalețea în modă. Pe lângă profesionalism, ce valori transmiteți elevilor care vizitează academia? În primul rând, simplitatea. Eu consider că niciodată nu trebuie să uităm de unde am pornit, da? Pentru că atunci când inițiezi o afacere, da, și dacă afacerea merge bine, te dezvolți, apoi ajungi la o treaptă când uiți de simplitate. Și îmi pare rău că mulți uită de acest lucru. De aceea mereu elevilor și studenților le spun să fiți mereu simpli, chiar dacă veți ajunge la o etapă și la o treaptă în viață bine dezvoltată, veți avea un lucru, un loc de muncă foarte bine plătit, deci veți fi o persoană foarte cunoscută. Nu uitați să fiți oameni. În viață este important să fim oameni, nu contează cine suntem. Eu consider că atunci când intră un client la tine, da, acest client trebuie să se simtă comod, ușor, moale cu tine. Să nu fie această diferență de statut și de nivel social. În al doilea rând, sigur că un ansamblu de valori, da, printre care o mare responsabilitate. Acesta este un domeniu care chiar necesită responsabilitate, deoarece meresele noastre se programează chiar și cu un an înainte și vă dați seama că mireasa trebuie să fie încrezută în tine și în responsabilitatea ta ca meșter. Punctualitatea, responsabilitatea, dăruirea de sine. Mereu le zic studenților să își facă acest lucru din suflet, da? Să nu pună pe primul loc banul. Da, el este foarte important, sunt de acord. Pentru asta muncim, facem bani ca să ne putem asigura nevoile. Însă atunci când faci un lucru, este foarte important să-l faci din suflet ca să ai succes și ca persoana să rămână mulțumită și să se întoarcă cu drag la tine. Nu ai făcut-o și gata, a plecat și ai uitat de ea. Nu, așa nu merge, așa succesul nu va fi pe mult timp. Ce doreai să ajungi în copilărie? Sincer? Sincer. Jurnalist. Serios? Da, mi-a plăcut comunicarea mereu, într-adevăr. Sunt o persoană destul de socială. Să vă dați seama că e un domeniu care la noi în țară nu prea are mari șanse de dezvoltare, e mai dificil. Nici nu era pe atunci când mi-am ales facultatea la noi pe loc acest domeniu. Am ales apoi să fac drept și administrație, prima facultate, a doua era limbi moderne aplicate, pe care, cu părere de rău, nu am finisat-o deoarece am ales să lucrez în domeniul în care eram deja. Am renunțat la o facultate din cauza meseriei și nu regret absolut deloc, pentru că fac ceea ce îmi place și atunci când faci ceea ce îți place, o faci bine. Știu că aveți un băiețel. Da. Felicitări să vă trăiască. E dragostea mea din totdeauna. Dacă ați fi avut, sau dacă o să aveți, poate o fetiță, ați dori să vă urmeze în calea profesională? Da, de ce nu? E un lucru frumos.
greu, dar frumos. Dar în orice caz nu voi insista niciodată, da? Până la urmă fiecare persoană are dreptul să-și aleagă calea, să se regăsească, da? Și bine, dacă îi va plăcea ceea ce face mami, sigur că o voi ajuta și o voi susține întru totul, însă nu voi insista. Ce notă v-ați da ca profesionist? Sincer, sunt o persoană mai modestă, nu-mi place să mă apreciez singură pe sine. Ca orice meșter, cred că perfecți nu suntem nimeni, însă este important mereu să tindem spre perfecțiune și să ne dorim să ne dezvoltăm, să ne perfecționăm cunoștințele în domeniu și mai ales ținând cont că acest domeniu este un domeniu care necesită mereu perfecționări, avansări, traininguri, workshop-uri, de aceea nu trebuie important să ne oprim, da? Să ne dorim schimbarea spre bine. Deci nu pot spune că sunt un meșter ideal, poate, da, dar cred că nici rău, fiindcă sunt aleasă, sunt căutată, cred că totuși oamenilor le place ceea ce fac. Cum a afectat pandemia și perioada asta grea, afacerea? Sincer, a fost o încercare grea. Deci pandemia a avut și efecte pozitive, dar și negative, da? Dacă e să vorbim de cele pozitive, a fost momentul în care mi-am dedicat toată prezența mea copilului și sunt fericită că am avut această ocazie să fiu lângă el, să petrec cu el timpul, deoarece sunt niște momente de neuitat care foarte repede trec și trebuie să știm să savurăm aceste clipe frumoase alături de copiii noștri. Ceea ce ține de efectele negative, clar lucru este starea financiară, că nu lucrezi, nu mănânci, cum se zice, da? E o situație destul de dificilă, da? Mai ales pentru persoanele care, într-adevăr, au rămas fără serviciu, pentru persoanele care și el și ea sunt pe loc, da? Soțul meu este plecat cât de cât și, bine, nu s-a simțit foarte tare această stare financiară, însă e o situație dificilă. Și cu efecte negative și pe viitor, fiindcă nu s-a sfârșit aici, din păcate. În Republica Moldova se știe că partea de business nu este chiar cea mai ușoară. Ce ați schimba la nivel de afaceri, de administrare afacerilor de business în Republica Moldova? Îmi pare foarte rău că autoritățile noastre, publice, dar și centrale, nu își dau interesul ca tinerii să rămână în țară, ca tinerii să se promoveze în țară. Deci nu îi ajută, doar piedici pun, din păcate. E greu, e foarte greu să inițiezi o afacere la noi în țară, deoarece mereu caută cineva să pună piedici, în loc să te ajute, da? Cum se face peste hotare. Chiar și aceleași scutiri de impozite pentru primii ani, pentru începătorii care își inițiază o afacere. La noi e inversul. La noi nu reușești să deschizi că repede te îngroapă, da? Îmi pare foarte rău că asta se întâmplă și lucrând de atâția ani cu diferite persoane care vin de peste hotare odată la o oarecare perioadă și clar că se leagă discuții și vis-a-vis de acest lucru, că mulți mă întreabă de ce nu pleci? Ai face acolo mult mai bine decât aici, da? Nu plec pentru că sunt o mare patriotistă, da? Îmi pare foarte rău cum să plec din țara în care m-am născut, în care am crescut, în care am studiat. Nu-mi imaginez încă acest lucru, cu toate că am fost, da, plecat așa pe o lună, pe două săptămâni, în vacanțe, însă pentru totdeauna încă nu mă pot decide. Îmi doresc să rămân aici, în țară și să mă bucur de acest patriotism și de plăcerea de a fi la tine în țară, însă nu pot spune ce va fi pe viitor. Totul depinde de viitorul care ne așteaptă, deoarece la noi e chiar instabilitate. Despre make-up ca înfrumusețare, este doar pentru femei? Sau există și într-o anumită măsură un stil de înfrumusețare destinat și bărbaților? Da, sigur.
joburi. Sunt foarte mulți make-up artiști, bărbați, mai ales vin și de peste hotare cu diferite training-uri, masterclass-uri. De ce nu? Cu toate că eu personal băițelul meu nu l-aș vedea în acest domeniu, da? Deci totul e ceva, totuși pentru mine e ceva mai feminin, mai pentru o femeie, da? Dar asta e părerea mea proprie. Nu pot spune că așa e, da? E părerea mea proprie. Sunt make-up artiști și bărbați și o fac foarte bine, nu o fac deloc rău. Ține deja de preferințe. Unde te vezi pe tine și unde îți vezi afacere peste 5 ani? Aici sau în locația mea proprie? Scopuri sunt și sunt foarte multe scopuri. Nu vreau foarte mult să discut despre ele, deoarece sunt persoana care tace și face. Dar consider că o persoană, dacă nu are scopuri, nu are viitor. Deci mereu trebuie să avem scopuri spre care să tindem, doar atunci vom obține succesul dorit. Nu putem să ne oprim, trebuie mereu să învățăm, o viață, avem o viață, învățăm, mereu să ne perfecționăm, să facem bine ceea ce facem și doar așa vom fi o persoană de succes. Cum găsești echilibrul dintre viața profesională și cea personală, familiară? Da, e destul de dificil, însă mă stărui, în orice caz mă stărui. După serviciu, intru în alt serviciu, în activitatea mea și timpul petrecut cu familia, mai ales cu copilul, pentru că copiii într-adevăr au nevoie de atenția părinților și de timpul lor. E cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi. Timpul e cel mai prețios. Mă stărui în orice caz. Cum merg acasă, merg la copil, facem plimbări în fiecare seară, învățăm, citim și tot așa. Consider că make-up-ul profesionist și cel foarte bine accentuat este frumusețe sau pe termen lung o daună sănătății cumva? Consider că dacă un machiaj este efectuat corect, cu produse de calitate profesionale, nu are cum să dăuneze. Deci sunt produse pentru machiajele profesionale și sunt produse pentru zi de zi, da? Clar că un produs profesional, el pentru a oferi rezistență are în componență substanțe chimice, da? Mai puțin bune ca să le folosim în fiecare zi. Căci am multe ori cazuri când clienta mă întreabă, vai, dar ce frumos s-a așezat fondul de ten, ce ai pus, da? Și eu încep să explic persoanelor, deci ce am combinat, da? Dar, bine, pentru machiajul profesional, da, poftim, e rezistent, e bun, însă nu e pentru uz casnic, pentru zi de zi, deoarece folosit în fiecare zi, clar că are și efecte negative, nu putem să negăm acest lucru. Povestește-ne cazuri mai puțin obișnuite din activitatea ca profesionistă. Ei, cazuri din astea se întâmplă cam în fiecare zi. Am avut cazuri când clienta a adormit la serviciu, cazuri... La serviciu sau la... La serviciul pe care eu îl efectuam, da? Că e micropigmentare, că e... Nu, e epilare, clar, nu? Dar la micropigmentare am avut destul de multe cazuri când persoana a adormit. Miriesele care vin foarte obosite și scapătă capul în jos atunci când le efectăm machiajul... Mămicile care vin cu copii și sunt niște imagini destul de amuzante, dar na, pe toate femeile trebuie să le facem frumoase și trebuie mereu să intrăm în situația în care sunt, pentru că, într-adevăr, mămicile câteodată nu au cu cine să-și lase copiii și eu nu sunt categoria de meșteri severi care... Bine, dacă eu pot să-i fac un serviciu cu copilul în brațe, eu îl fac. Dar clar că sunt și servicii care necesită o mare atenție și cu copilul în brațe sigur că e imposibil să-l efectuez, da? Deci cam acestea. Zi de zi se întâmplă câte ceva amuzant și interesant. Nu te plictisești. Nu, aici e un domeniu în care chiar nu te plictisești. Ai avut expoziții sau competiții la nivel național sau chiar internațional, poate? Sincer, nu. Și
Nu deoarece cred că nu am vrut, da? Deci nu am trecut de bariera aceasta de, nu știu chiar dacă e frică, nu că mi-ar fi fost frică, dar mereu am fost o persoană așa modestă care mă mulțumeam cu ceea ce este, da? Deci sunt bine, mersi, și cu toate că acum înțeleg că am greșit și cred că dacă aș da totuși timpul înapoi, aș merge, atunci nu aveam copil, chiar era o perioadă în care trebuia să o fac, da? Nu știu de ce m-a ținut ceva, dar mi-a fost modestia asta așa un lucru negativ care m-a ținut, dar acum înțeleg că totuși e nevoie și de aceste competiții și pe viitor, de ce nu? Ce ar trebui să știe un make-up artist începător? Fundamentul, să știe să țină o penslă în mână. Îmi pare foarte rău că foarte mulți cursanți vin la perfecționări și cer perfecționări neștiind fundamentul, baza, da? Deci, cursul de bază este pentru cei care doresc să o ia de la început și ca în clasa întâi, cum te înveți a ține stiloul în mână, fix așa aici te înveți a ține pensula în mână. Și îmi pare foarte rău că mulți vin și nu știu acest lucru, da? Și trebuie eu la perfecționare să fac ceea ce ar trebui să facă un profesor la cursul de bază, da? Atunci când încep să predau cursul de bază unei grupe, deci încep de la fundament, deci studiem pensulele, etapele fundamentale de aplicare a machiajului, deci tot ce ține de echipament, de igienă, de încăpere, lumină și tot așa. Cred că acestea sunt bazele. Acum vorbim despre deschiderea propriului business în Republica Moldova. Este costisitor acest lucru? Da, nu e ieftin. Cred că cine e în domeniu mă înțelege și știe și e un domeniu care necesită mereu investiții. Nu e un domeniu care ai cumpărat și este, da? Deci mereu e nevoie de investiții și bine, cred că e și o boală deja, da? În domeniul dat, în orice caz, pentru mine e boală. Eu mereu vreau ceva nou, mereu ceva nou apare, mai ales că tendințele se schimbă de la un an la altul și trebuie să fim pas cu ceea ce e în vogă. Dar totuși e profitabilă, cred eu. Da. Desigur. Bine, eu îți mulțumesc pentru interviu. Îți dorim mult succes în continuare. Mulțumesc, eu vă mulțumesc pentru că m-ați invitat. Și noi, stimați privitori, ne vedem în următoarea emisiune. La revedere!